Bună tuturor, eu sunt Bianca și azi ne vom juca Adopt Me. Sunt târziu și cu videoclipul ăsta, recunosc, sunt târziu și cu videoclipul ăsta. Trebuie să-l fac eu sau alaltă, nici măcar nu mai știu. Dar bine măcar că-l fac, adică pot să-l postez fix acum, azi, pe 12 februarie. Și hai să vă arăt noutățile pe care le am. Deci, am făcut un Miriam, dar acum nu mai Miriam pentru că este neon, deci este Anatolia. Nu știu de unde am auzit eu numele ăsta, dar l-am auzit. Și da, din câte vedeți am o casă nouă. Bineînțeles că n-am renunțat la bloc, tot pe astea le am. Dar hai să vedeți, fiindcă casa aceasta mi se părea foarte mică, adică n-are și niciun etaj, niciun nimic. I-am făcut eu propriul meu etaj, dar hai să văd doar cum a venit casa. Este destul de mare. Dar totuși, fără etaj, mie nu-mi place. Nu e destul de mare dacă nu are etaj. Și ce credeți că am făcut? I-am făcut propriul meu etaj. Deci de n-am stat să lucrez la chestia asta. Și aici o să mai fac diferite camere, așa și așa. Dar mie îmi place ce am făcut la camera mea. Hai să dau first person. Să dau și mai încet la joc, că nu-mi place să se audă muzică pe fundal. Și aceasta este camera mea. Aici o să o pun pe Anatolia să doarmă. Mă gândeam că o să-mi fac și un fel de avatar care să semene cu camera mea. Deci hai să încercăm să vedem dacă mi iese. Te mă pun aici la lumină. Hai să vedem dacă iese ceva. Față nu mi trebuie. Aici dacă aș fi găsit ceva. Sau dacă să-mi schimb bluza măcar. Hai prima dată să ne uităm la pantaloni. Sau să schimbăm părul prima dată, nici măcar nu știu cu ce să încep. Asta nu prea-mi place. Să căutăm altul. Sau ăsta. Nu, ăsta e perfect. Acum noi trebuie să găsim ceva bun. Ăsta chiar era frumos pentru un alt avatar. Deși îl salvez. O să zic, pun un H efectiv. Iar acum o să schimb bluza. Dar să știu cum am salvat-o. Asta e frumoasă, dar nu se potrivește. Mie trebuie un fel de mov mai închis. Deși toate sunt cu mov deschis. Ok, asta e perfectă. E perfectă. Niște blugi mai închiși la culoare. Ăștia care i-am și în propriul avatar. Roșia asta e frumoasă, rău. Nu, că eu trebuie să salvez și pe asta. Deci mai pun un H ca să se înțeleagă, mai pun un H. Ca să știu că o am salvată. Hai mă, nimic negru! Nici măcar nu mi se pot pantaloni prin asta. Să fie ăsta bun, dar hai să ne schimbăm și coronița asta. Asta în cercei.
Urechile de pisică nici măcar nu se văd. Pe bune, nimic, așa mai... Astea nu-mi plac. Flori nici de atât. Deci arată drăguț cu flori. Deci nu cu astea. Pe bune, acum trebuie să găsim ceva. Nu. O să scriu efect de purple. Ok. Avem și flori. Deci păstrăm florile. Da, astea sunt mai frumoase. Cred că atât. Zic purple. Da, uite, mai avem un avatar cu purple. Lasă să-l căutăm să vedem ce avatar cu purple aveam eu. Nu mai găsesc. Uite, purple, l-am găsit. E deschis, deci e prea deschis. Hai să recunoaștem, e destul de deschis pentru camera mea. Deci ăsta e mai bun. Sincer, chiar îmi place avatarul ăsta. Cred că pe ăsta o să-l țin, sincer. E destul de frumos. Acum, hai totuși să avem grijă și de Anatolia. Și în primul rând să dați o notă camerei. Acum ce să fac, peretele nu prea corespunde, dar... Hai să vedem dacă chiar putem să o schimbăm. Asta înseamnă că o să se schimbe și jos. Era să fac o greșeală. Să mișc aia de sus. Și la cât am muncit la ea, nu mai zic. Deci am muncit la peretele ăsta, dar de fapt e podeaua. Să-l fac perfect. Bine, n-a ieșit perfect, dar măcar am încercat. Hai să vedem. Dacă găsim ceva bun. Asta e că mi le schimb aici. Ia stai, că aici trebuie eu să mi le schimb. Ați văzut că sunt două părți de perete. Dacă e iar era să fac aceeași greșeală. Blocul meu și ăsta arată bine. Sau și ceva mai bine, nu, mai bine lăsăm pe asta care este. Că nu vreau să se schimbe. Hai să mergem la VIP. Să luăm apă și mâncare. Și după aceea revenim. Încât de vedeți, mai am 45 de bani, efectiv. Bă, chiar a început ploaia. Eu la asta chiar nu mă așteptam, eu n-am văzut. Ia să vedem aici. Bă, chiar plouă. Deci doar peste 4 zile o să mai fie soare. Dar parcă nu plouă când am fost la VIP. De fapt, stai că m-am teleportat, nici n-aveam cum să văd. Bă, sincer, fiindcă o să vină primăvara, are sens. Că primăvara plouă mult. Deci cam are sens. Stăm aici la școală cu petul nostru neon. Și acum dacă stați să vă gândiți, eu doar am făcut un singur neon, ne mai am încă mulți de făcut. Și țin cum că și neonul trebuie să fie crescut mare. Asta nu-mi place mie, că trebuie să fie și neonul crescut mare. Așa cred, așa am auzit. Ia să vedem, să mergem acum după task-ul acesta. Să vedem dacă trebuie să fie crescut mare cipetul neon.
Că știți că dacă nu e crescut mare, nu merge pus acolo în locul ăla, în cercurile alea de acolo. Așteptă. Oh, gata, s-a făcut sunshine. Hai să vedem dacă merge pus. S-a făcut și noapte și tot plouă. Sau nu e noapte? Ah, ba da, e noapte. De când s-au adunat aici și nu mai sunt în centru oamenii? Ciudat. De ce ciudat serverul ăsta pe bune? Hai să vedem dacă merge pus. Uite și o fată aici cu un cățel. Nixie care a rămas aici. Pets must be fully ground to fuse their spirits. Ok. Deci trebuie să fie mari. Asta înseamnă că ne teleportăm acasă. Și pe care... Și ca asta trebuie să o schimbăm. Am vrut doar să vă arăt acolo. Hai să vedem ce task-uri mai avem. Navigate to rain shop. Există și un rain shop și l-am văzut eu. Bă, deci câte am pierdut? Să-mi zică și mie cineva în comentarii câte am pierdut când nu m-am mai jucat de Adopt Me. Adică nu m-am mai jucat de când s-a terminat update-ul de iarnă. Cred că am pierdut ceva, nu? Hai, îmi duceți în comentarii voi ce am pierdut. Dacă vă jucați Adopt Me, să-mi spuneți. Deși cred că asta este ultimul age până la full ground. O să-l punem și la duș și... Da, nu. Deci n-am pus poză videoclipul ăsta aproape deloc. Am pus-o dată și mai pun acum. S-a făcut și zi. Acum vreau să mergem la pizza party. Să ne teleportăm la Toy Shop, fiindcă este cel mai aproape. Și mă cunoașteți pe mine ei. Deci eu tot timpul când intru pe Adopt Me trebuie să mă gândesc la ce să mai cumpăr. Deci eu nu mai am idei. De exemplu, am cumpărat o casă nouă, gândiți-vă, am cumpărat o casă nouă și am decorat-o. Acum următoarea achiziție care să fie, să-mi ziceți și mie. Să spuneți în comentarii sau poate vă las niște opțiuni acolo la comunitate din ce ziceți voi în comentarii. Sau dacă nici vouă nu vă vine nicio idee, o să mă gândesc și o să vă zic câteva opțiuni pe comunitate. Iar după aceea... Stai că nu știu ce am în gât. După aceea o să mergem la rain shop. Hai mă că o împinge ăsta. Să ne luăm animăluțul în acest cărucior. Care e preferatul meu. Adică doar uitați-vă și voi, nu e atât de frumos. Teacup se numește. Și cred că costă în jur de 1000 de lei, nu știu sigur. Știu că n-a fost o idee bună să plătesc 1000 de lei pe un cărucior, dar până la urmă, ce să zic, mi-a plăcut. Hai să vedem unde este rain shop-ul. Uite, e la, aia, la hot spring? Am văzut puțin din nou acolo spre hot spring. Bro, nu pot să urc. Deci am dat stop GPS, din păcate. Și din greșeală, da, băi, la hot spring. Sau nu e la hot spring? E pe lângă hot spring. Deci, vreau, stai, nu e lângă hot spring, este lângă piață. Cred. Mamă, dar e destul de mare clădirea asta. Rain shop. Ce poate fi la rain shop? Adică e rain shop.
oare merg mai repede dacă dau căruciorul ăsta? Da, cred că merg mai repede. Hai să vedem ce este la Rain Shop. Probabil că umbrele sau ceva. Aia, de-astea cu Robux. Ocelot. Bro, era cute. Era cute Ocelot. Ia să vedem ce raritate are. Ocelot. E rar? Da, o să-l cumpărăm când o să am bani de el. Aici ce? Nu-i nimic aici, wow. Captain Fluffy ăsta, ia să vedem. Hey, hey, ho! Great to meet... Great to meet you in this fog. Welcome to our... Potable Rainforest. Grab some gear and go explore. This town's real beauty, you know. She looked mighty for the shore, așa că, hai, că nu-mi trebuie. Hai, mă, mai vorbești mult, așa, gata. Efectiv, vorbesc foarte mult. Ceva locuri secrete? Nu cred. Să mă uit, să mă urc aici mai sus. Dacă pot. Nici măcar nu pot. Locuri secrete nu pare să aibă. Hai să ne ducem. Efectiv merg pe apă, voi vedeți? Doamne, ferește. El a făcut și foame. Haide să... Știu, eu îmblam la peturi. Doamne. Îi dăm și de mâncare. Fit pe... S-a dus în apă mâncarea, dar nu contează. Acum să așteptăm. Bun, gata. Sunt curioasă când o să se dea ori 2 din nou la oferte, la task-uri. Adică să iau de să iau de 2 bani mai mulți și să se ducă task-urile de 2 ori mai repede. Adică să crească age-ul de 2 ori mai repede. În rest cam nimic, nu cred că este nou aici la Rain Shop. Mă gândeam că era frumos să pune și umbrele. Sau ceva, un task despre... Wait, altă intrare? Asta e altă intrare. Ce e asta? E bună, asta mă pune să cumpăr barcă, eu nu vreau să cumpăr barcă. Asta era frumoasă, sincer. Cum ziceam, era frumos să pună un task în care trebuie să ții petul sub o umbrelă. Deci era fain. Dar uite că Adopt-Me-1 s-a gândit la asta. Nu știu, chiar am vrut o barcă. Chiar aș fi vrut o barcă să o cumpăr. Dar, din păcate, nu cred că am bani. Dar nici măcar nu cred. Nu am bani. Bă, dar câte intrări sunt? Da, mă gândeam că e ceva mai mic shop-ul ăsta. Accesorii pentru pet. Chestia asta este foarte frumoasă, dar e destul de scumpă. O, asta e frumoasă. Ok, gata. Deci știți că pe mine nu mă pasionează deloc accesoriile pentru pet. Mi-au plăcut înainte, că vedeți că am destul de multe. Încă nu vine să cred că mi-au rămas astea. Adică credeam că nu o să-mi rămână. Dar uite că mi-au rămas. În rest, alt shop. Deci avem unul sus acolo, 2, 3 și cred că atât. Trebuie să punem avionul, să mergem cu avionul la camping. Ei, și s-a făcut un pod, s-a făcut aici un pod. Pe ăsta nu l-am văzut. De fapt, stai, nu mai care nu-i pod. Ce e ăsta?
E podul, dar e de la care se trage. Da, ciudat. Stai că și așa nu trebuie să iau pe aici. Trebuie să iau pe aici. Ok, eu îmi las avionul aici sus. Nu se dărâma. Ok, bun, bun, bun. Nu s-a dărâmat. Haide să-l punem să se culce aici în locul nostru secret. Totuși, anatomia este o persoană, nu este persoană, doamne, nu e persoană. Este un pet special pentru că este neon și face parte din numărătoarea de la Mega Neon. Cred că m-am exprimat bine, habar n-am. Deci trebuie să o îngrijim ca atare, să o tratăm ca atare, de fapt, și... Da, o să pun pauză pentru a treia oară videoclipul ăsta. Deci nu vreau să cred cum n-am putut să... Cum n-am putut eu să pun pauză nici măcar de 5-6 ori cum punem de obicei. Încă nu vine să cred treaba asta. Dar pun acum. Pentru a treia oară. Ok, nici 5 minute n-am stat afeca și mi-au venit două tascuri. Trebuie să urcăm sus să ne luăm avionul. Păi când era copacul ăsta aici? Copacul ăsta n-a fost aici. Păi merge singur. N-am apăsat pe niciun buton. Stai. Sus. Așa, bravo. Bravo mie. Că am reușit să-i țin controlul. Acum coborăm puțin mai jos, fiindcă el coboară mai repede decât urcă și nu înțeleg de ce. Adică uitați voi cât de încet urcă și cât de repede coboară. Dar m-am și blocat. Nu pot să zic că merge încet avionul, adică merge destul de repede. Mai ales că mi-am dorit avionul de fiecare update, dar mi-era și lene să strâng bani. Dar acum cu update-ul ăsta cu banii, că știți că s-a schimbat, ei mai mulți bani și mai multe task-uri, am făcut mai repede banii pentru acel avion. De fapt, stai, că nici măcar nu erau bani pentru avion. Alea erau cu bomboanele de la Halloween. Da. Așteptăm acum să... Îi se ducă termenul de salon. Până atunci o să colorăm și noi. O colorăm cu mov culorile noastre. A, nu, 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 nu. Nu-mi place, nu-mi place. Imediat. O, ăsta e prea închis. Ce i-am făcut, efectiv? Nu, 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 nu-mi place. Trebuie să-i dăm, să spălăm. Gata. În sfârșit, ea normală. Acum o să mergem la spital, fiindcă are nevoie de îngrijire medicală. Wow. Și... Da. Aștept opțiunile voastre în comentarii. Să-mi spuneți ce să mai facem pe adopt, mică. Doar mă cunoașteți, v-am mai zis. Uite tu ce se adună aici pe podul ăsta, nu înțeleg de ce. Nu se mai adună în centru, acum se adună pe pod. Nu știu câte am pierdut, sincer. Am pierdut ceva, cred. Și... Da. Mergem acum să-l îngrijim și... Mai vedem dacă mai ne dă task-uri. Și vă mulțumesc, când vreau să vă mulțumesc ceva, niciodată nu mi este. Deci, vă mulțumesc foarte mult pentru cei 600 de abonați.
Am peste 600 în momentul ăsta, cred că am 620 sau 618, nici măcar nu știu sigur. Fiindcă am un videoclip care l-am postat acum o lună, cred, și încă strânge vizionări. Efectiv, încă strânge vizionări. Și se mai adună și abonați de la el câteodată. Deci nu știu sigur dacă de la noul videoclip care l-am postat se adună sau nu. Deci, și așa, vă mulțumesc mult pentru cei 600 de abonați și cam atât a fost videoclipul. Nu uitați să dați un like și să vă abonați. Pa!